În acest weekend a fost distracție mare în comuna Zvinița, din județul Mehedinți. A avut loc prima ediție a festivalului Trescovăț, prin care autoritățile locale doresc promovarea minunatei zone din clisura Dunării. A fost un adevărat festin gastronomic, asezonat cu multă muzică și voie bună. La eveniment au fost prezente și autoritățile județene, președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu. La eveniment au fost prezente și autoritățile județene, prin președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a susținut întotdeauna promovarea zonelor din Mehedinți și de aceea investește activ în infrastructura rutieră pentru ca turiștii să se poată bucura de minunatele peisaje în cele mai bune condiții. Am venit astăzi cu drag în comuna Zvinița la invitația domnului primar Nicolae Curici la festivalul Trescovăț, un festival organizat așa la mijlocul toamnei, care vine să completeze multiplele evenimente organizate de primăria comunei Zvinița în clisura Dunării pentru a atrage cât mai mulți turiști în această zonă extraordinar de frumoasă a clisurii Dunării. Mă bucur că vremea este frumoasă astăzi, mă bucur că au venit localnici, că au venit persoane aflate în drumeții, persoane cărora le place să meargă cu bicicleta, să meargă pe jos, pe traseele marcate de reprezentanții Parcului Natural Poțile de Fier. Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedinți, a fost și el prezent la eveniment, subliniind importanța păstrării tradițiilor în județul nostru. Mă bucur să mă aflu astăzi aici, în mijlocul etnicilor sârbi din comuna Zvinița, la un festival născut în urma unei frumoase legende a sârbilor. Practic astăzi îl cinstim pe cel care trăznește, cum Trescovăț, cum îi spun sârbii, și obiceiul face ca locuitorii de aici să aducă ofrande acestuia. Prin urmare, iată că în această zi frumoasă de octombrie ne bucurăm de natură, ne bucurăm de mișcare. Festivalul acesta înseamnă și sport, și mișcare în natură, și de asemenea sunt manifestări culturale. Domnul primar ne-a obișnuit cu astfel de manifestări și constatam mai devreme că este o comunitate vie, care pulsează, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri frumoase și oamenii vin cu drag. Vin cu drag să-și vândă și produsele tradiționale, dar mai ales să ne împrietenim, să fim alături, mâncăm din produsele lor tradiționale. Ziua a început cu o drumeție pe traseul turistic de la Stariștea la Trescovăț și coborârea la Livadit, în dreptul muzeului Lepenschivir, după care s-au degustat produse locale și preparate tradiționale din comuna Zvinița. Primarul comunei Zvinița, Nicolae Curici, este un promotor al turismului și culturii locale, realizând tot felul de festivaluri, punând în evidență frumusețile locului. Sărbătorim festivalul Trescovăț, ediția întâia. De ce ne-am gândit la acest festival? Trescovăț este un monument natural reprezentativ pentru comunitatea noastră de etnie sârbă. După cum știți, în Zvinița peste 90% din locuitori sunt de etnie sârbă. Și Trescovăț, care în sârbește înseamnă care trăznește, este reprezentativ pentru noi. Dincolo de Dunăre, vis-a-vis de această stâncă, s-a descoperit una dintre cele mai vechi așezări din Europa, de acum 7500-8000 de ani. Și vechii locuitori din acea vreme divinizau această stâncă, care trăsnește, și aduceau jertfe și ofrande. Și ne-am gândit că pentru promovarea zonei, pentru promovarea locurilor, pentru promovarea oamenilor locurilor, tradițiilor și obiceiurilor, am făcut acest festival care chiar este un eveniment reușit. La eveniment au participat autorității din Serbia, Donji Milanovac, Muzeul Lepenschivir, grupa de drumeție din Kladovo, Razanj, Raonic, Bela, Țârcva, bicicliști din județul Mehedinți și din toată clisura Dunării. Încă un eveniment făcut de primarul Nicolae Curici, ne-a învățat cu multe evenimente, anul ăsta deja am fost la câteva, nu se mai oprește. De începând de anul ăsta, asta are festivalul Trescovăț. Din nou s-a pregătit cum trebuie
Și Eșelnița are un stand, un ceaun de țaramură de pește, pe lângă încă 4-5 ceaune pe care le-a pregătit. Tot timpul domnul Curici a fost interesat să aducă voia bună și prietenia în comun a dumnealui. A fost un adevărat festin gastronomic, ceaune tradiționale cu papricaș, desvinița, fasole cu costiță, fasole cu carne, ciorbă de pește și sarmale, toate fiind preparate de oamenii locului, așezonate, cu multă muzică și voie bună. Aici la Sfinița nici nu mai există altă realitate decât toate evenimentele să fie reușite. Deja de, eu zic, 10-12 ani, toate activitățile lor sunt un fel de etalon pentru clisura Dunării. Noi venim cu drag ca de fiecare dată pentru a încorona această activitate a comunității din Sfinița, deoarece noi considerăm că fiecare activitate trebuie să se termine într-o horă împreună a românilor și a sârbilor. Seara s-a încheiat cu un spectacol încântător de muzică.